Bună, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Suntem la bucătăria de vară. Trebuie să-mi fac o pancardă din aia, bucătăria de vară, să scriu aici. Dar e atât de frumos afară, încât gătim afară, n-are rost să facem înăuntru. Și în episodul de astăzi, prieteni dragi, vom face un risotto clasic cu ciuperci, foarte ușor de făcut. Vă iau un pic timp, dar o să fie extraordinar de bun, extraordinar de cremos. O să vă arăt cum să faceți cu adevărat cremos și să nu folosiți smântână sau smântână în lichid. Astea sunt baliverne, nu trebuie. La un risotto adevărat nu trebuie să folosiți așa ceva. Vom și începe direct. Aici, prieteni, în oala asta, eu am pus 800 de ml de supă de pui, l-am încălzit. Asta e un lucru foarte important la risotto. Supa trebuie să fie caldă, nu neapărat să fiarbă, dar să fie caldă, pentru că dacă nu, ea o să oprească orezul din fierbere, din pregătire. Eu o să pun acum, stai că am uitat să punem ulei, m-am grăbit și am uitat să pun ulei. Era să arce apa, mă făceam aici de râs, tolvai doamne. Până când eu pun ulei, voi nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați click pe clopoțel, share și așa mai departe. Foarte important, iarăși la risotto, focul foarte mic, mediu spre mic. Să nu dați cu flacără tare, să fie foc tare, că distrugeți tot. La foc mic vom căli ceapa câteva minute. Toate ingredientele și cât aveți nevoie, eu fac pentru 4 persoane acum, o să vă pun în descriere tot gramajul și tot ce vă trebuie. Da, chiar mi-a fost poftă de risotto, n-am mai mâncat de foarte mult timp, aproape de un an, tot am făcut în stil spaniol, în stil chinezesc, dar în stil italian n-am mai făcut de mult. Și atunci am zis că hai să facem și să vă arăt și vouă un risotto extraordinar de cremos, de bun. Și rețeta 100% originală din Italia. Deci nu este rețeta mea. Pentru astfel de mâncăruri, de rețete, eu tot timpul mă uit la bucătari, de exemplu, acum din Italia, foarte renumit, și mă inspir de la ei și iau rețete de la ei, sau când fac, de exemplu, chinezesc, mă uit la cei din la bucătari care sunt specializați în bucătăria chinezească, pentru că ei au cele mai bune rețete. Ce mai bine e tot timpul de la profi, așa cum suntem noi aici pe canal. Nu, Diana? Da. Mulțumesc eu. Tu ești cea mai profi, la filmat. Bun. Ceapa noastră a început să se moaie. Acum, prieteni dragi, luăm ciupercile. Eu folosesc două soiuri de ciuperci. Puteți folosi și doar una, și doar șampinion. Cum se numesc, vă spun în descriere, pentru că la una știu, sunt shiitake, dar celelalte le știu doar în germană, Steinpilze. Le știu și în română, dar nu știu dacă e corect. Copitance, cum le zicem noi la metropola Aluniș. Copitance. Și acum, prieteni, când am pus ciupercile, punem și o linguriță bună de unt. Și sare. Și tot la foc mic, mediu mic, vom căli și ciupercile. Ce bine miroase deja. Cam ciupercile durează cam 10 minute să le călim. Deci, prieteni dragi, ne vedem în 10 minute. Prieteni, au trecut cam 7-8 minute. Uitați aici cum arată deja ciupercile noastre.
Ideea este că și voi în acest timp trebuie tot timpul să amestecați constant în ele, nu tare să le rupem, dar trebuie amestecate ca să nu le ardem și să e foarte important, cum am spus, foc mic. După 7-8 minute mai adăugăm aici un pătrunjel și o linguriță de cafea de cimbru. Cimbru și ciupercile merg foarte bine, extraordinar. Ce bine mi-a fost. Așa-i. Și învârtind în continuu, mai călim în jur de 2-3 minute. Cam după un minut, două, prieteni, după ce a spus pătrunjelul și timianul, mi-au adăugat un pic de ulei de măsline și adăugăm orezul. Un lucru foarte important din nou la risotto, nu spălați orezul, ci cumpărați orez pe care scrie pe ambalaj special pentru risotto. Asta e un lucru foarte important. Și acum la foc mic vom căli și orezul, amestecând în continuu în el, în jur de 3-4 minute. Pe pachet scrie timpul de fierbere, de pregătire, în jur de 18 minute. Acele 18 minute încep din momentul când punem lichid. Deci partea asta cu călitul orezului, cât durează 3-4 minute, nu o luați în considerare la gătitul orezului, că o să vă dea eroare. Și o să fie tare bobu. Deci 3-4 minute îl călim și din momentul ce o să punem la mulți ani, numai bine, sănătate. Am luat vin alb bun. Și din momentul ce vom pune vinul alb, de atunci vom cronometra în jur de 18 minute. Dar rămâneți aproape și am să vă arat. Prieteni, au trecut cam 3 minute. Vom adăuga și un pic de piper. Așa. Mai amestecăm un pic. Să amestecăm și piperul aici. Și acum, prieteni, vom pune vinul. Prima și prima oară vom lăsa tot vinul să se evapore. Alcoolul, exact. Iar acum orezul nu mai are voie să rămână fără lichid. Secretul la un risotto foarte cremos este untul și să nu punem apa, supa. Niciodată să nu faceți cu apă, tot timpul cu supă. Să nu punem supa din toată de odată. Uitați, vedeți, pun doar cât să îl acopere. Și din momentul în care am pus vinul, am pornit și cronometrul pentru 18 minute. De fapt, noi nu l-am pornit, dar știm cam exact. Cât e ceasul, Diana? Și 27. Când vedeți că scade un pic, mai puneți supă și tot așa până când el se va face. Deci cam 18-20 de minute durează. Și tot timpul amestecați. Ama nu chiar tot timpul, dar cam așa la 2-3 minute amestecați. Prieteni, uitați rezultatul după 10 minute. El mai trebuie cam încă 10 minute să fiarbă. Și cum vedeți, apă este tot, supă este tot timpul, dar nu exagerăm. Eu cam la 2-3 minute am amestecat în el și am pus cam un polonic 2 de supă. Și după aceea lăsăm la fiert. Amestecăm
Și acum lăsăm un pic la fier. Și tot așa, pentru că dacă punem toată supa deodată, nu o să mai iasă cremos. Deci asta este un must. Neapărat trebuie să faceți lucrul ăsta cu apa, să nu o puneți deodată. Revenim. Prieteni dragi, cele 20 de minute au trecut. Gustăm o bobiță de orez. Mamă, ce bună e! Îți bați copiii cu cureaua de la ceas. Mă, să fie din asta nouă, să nu fie din aia de metal, că doare. Fără violență, fără violență. Și acum, prieteni dragi, mai amestecăm un pic, dar mai adăugăm ceva ce la Diana îi place foarte mult, untul. O lingură bună de unt. Ăsta îi dă... Ăsta îl face cremos și mai încă un ingredient, care imediat îl vom pune și acela. Amestecăm bine de tot. Ce bine arată, dar ce bine miroase. Păcat că nu vă pot trimite mirosul ăsta prin video. Cine știe, poate într-o zi o să avem și o funcție din asta. 4D. Exact, exact. Și bineînțeles, prieteni, celălalt ingredient care nu trebuie să lipsească de la un risotto, având în vedere că este o mâncare italiană, parmigiano, parmigiano! Mult parmigiano. Amestecăm bine și când și parmigianul este amestecat aici în compoziție cum trebuie, oprim focul și lăsăm așa încă un pic și mai amestecăm în el, dar cu focul oprit. Mamă, ce bine miroase. Îl lași cu capacul? Nu trebuie. Prieteni, risotto este gata. O să mâncăm. Ce cremos e. Hai ne secunde i filme. Un pic de pătrunjel, așa de design, de decor. Filmează-mă cum pun pătrunjel. Ce prostie. Doamne, iartă-mă. Să-mi caut o furculiță. Prieteni, asta a fost rețeta de astăzi. Un risotto 100% italiano. Mi-e frică să gust, că nu o să-i mai dau la nimeni. Le-am promis și la vecinii mei, ce-au venit din concediu din Grecia. Și am zis că, na, dacă tot au venit, acum să-i servesc și astăzi ca la hotel. Suflă, suflă. Le fac eu mâncare. Suflu, suflu, dar mar de mâna. Nu mai am păr pe ea. Also, ich wollte euch essen bringen, aber ich habe keine mehr. Mamă, ce bun, Iriana, mamă! Prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, să dați click pe clopoțel, share și să faceți, dacă vreți un risotto adevărat, faceți rețeta asta, că n-o să regretați. Credeți-mă, e extraordinar de bună. Rămâne sănătoși! Mmm!